acțiune de astăzi este una strict legală. Vicepreședintele Partidului Liberal. Republica Moldova și pentru cetățenii ei, lucidă, să cântărim tot ce ni s-a întâmplat și să nu mai admitem să fim conduși de un partid dictatorial. Pentru că doar sărăcia și frica, deci doar comunismul ne-a condus, nu a existat opoziția de la politice de opoziție, a jurnaliștilor, a cetățenilor, să ducem la bun sfârșit două dosare. Pentru omăgiți și înfricoșați. Adevărul este că după 7 aprilie, noi cu toți trăim în altă țară. Trăim într-o țară unde este dominat tot de frică. Acele fără de legi care s-au făcut. Ce s-a întâmplat în această țară? Comuniștii sunt cei care poartă întreaga responsabilitate pentru aceste atrocități. Noi să ne joace cum vor ei până la bun sfârșit ca să instaureze în această țară o dictatură. Viitorul vă trage cu tunul din. Cu cât mai mult crearea acestei stări de frică generalizată, nu prin strigăte de jos sau sus. Sincer, toate aceste lucruri vor fi internaționale, acele mecanisme diabolice. Să vă mulțumim pentru vizionare!